Bița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. O zi la grădiniță. Într-o dimineață de toamnă, Buburuza bătu grăbită la ușa lui Bobiță. Vino repede, Bobiță, întârziem la grădiniță! Bobiță fugata repede și cei doi prieteni porniră spre grădiniță ținându-se de mână. În curtea grădiniței se adunaseră mulți copii, se întâmpinau cu bucurie. Acolo era Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluturaș, Vendel, băiatul rădașcă, Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, Alfons, greierașul, Săltăreața, fetița lăcustă și Biluță, gâza florilor. Educatoarea Bondar îi împărțea cu răbdare pe copii în grupe. Copiii din grupa mare, cei din grupa mijlocie și cei mici au ajuns în săli diferite. Biluță a fost pus în grupa mică, de unde făcea cu mâna spre Bobiță și Buburuză. Ziua a început cu ora de sport. După micul dejun, micuții au făcut colaje, care de care mai frumoase, din frunzele culese în pădure. Când toți și-au terminat treaba, educatoarea i-a așezat pe copii în cerc, i-a învățat cântece și jocuri amuzante, iar ei dansau cu bucurie în cerc. Apoi a urmat joaca. Educatoarea Bondar îi urmărea pe copii din scaunul ei. Bobiță și băieții s-au dus direct la cutia cu mașinuțe și au început să facă curse. Au construit tobogane și tunele. Pot să mă joc și eu? Întrebă Buburuză, care ținea în mână o mașinuță roșie ruptă. Dar de unde, Buburuză? Cu rabla aceea vrei tu să concurezi? A întrebat-o Bobiță cu dispreț. Jocul cu mașinuțe nu e pentru fete. Buburuză a început să plângă. Băieții nu se joacă cu mine, îi zise ea mâhnită lui Fulgușor. Fulgușor, Săltăreața și Adiere au consolat-o repede. Hai să ne jucăm cu păpușile. Fetele au îmbrăcat păpușile în hăinuțe minunate. Le-au dat să mănânce și le legănau în cărucioare. Asta i-a plăcut lui Buburuză. Între timp, Bobiță și Egon cărăbușul s-au certat. Totdeauna am răstorni mașina. Așa nu e cinstit, trișez! Strigă Bobiță îmbufnat. Nu e adevărat, tu trișez! A ripostat Egon. Bine, nu mă mai joc cu tine! A răspuns Bobiță jignit și a plecat de acolo. Pot să mă joc și eu cu voi? A întrebat-o Bobiță pe Buburuză. Nu, nu te poți juca cu noi, e un joc pentru fete, a răspuns Buburuză morocănoasă. Dar uite, am adus și eu o păpușă pe cea cu păr creț. Aș vrea totuși să mă joc cu voi. Bine, zise îmbufnată Buburuză. Atunci vino, dar apoi mă joc și eu cu mașinuțele. Copii, spălați-vă pe mânuțe, a strigat doamna Bondar, educatoarea. După aceea, așezați-vă frumos la măsuțe. Dădea ca măzărița pestrița, dintr-o oală mare a pus mâncarea în farfuria copiilor. Când toți au terminat de mâncat, copiii de serviciu Bobiță și Buburuză au ajutat la curățarea meselor, la adunatul farfuriilor și al paharelor. După masa de prânz, toată lumea s-a culcat, iar doamna Bondar le citi o poveste. Copiii ascultau în liniște, au fost unii care au adormit în timpul poveștii. După ce toți s-au trezit, au luat o gustărică, apoi au ieșit în curte. Curtea grădiniței era imensă, plină cu jocuri palpitante, cu tobogane, leagăne, iar în mijloc se găsea chiar și un trenuleț de lemn. Bobiță și Egon s-au împăcat repede și s-au dat pe leagă în timp îndelungat. Buburuză l-a ajutat pe Biluță să urce pe tobogan, dar l-a și prins la capătul acestuia. Lui Biluță i-a plăcut mult acest joc. Ziua a trecut repede la grădiniță. Copiii și-au luat rămas bun și de-abia așteptau să se revadă a doua zi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Puii de canar. Într-o frumoasă zi, Kelemen, canarul, și-a găsit perechea.
Lenche trăia pe un fag, nu departe de casa buburuzei. Kelemen, împreună cu noua lui pereche Lenche, și-au construit un cuib pe creanga cea mai frumoasă a fagului. Bobiță și Buburuză urmăreau cu atenție cum construiau păsările cuibul. Vezi, Lenche nu s-a ridicat din cuib de zile întregi, poate că e bolnavă, se îngrijora băiatul Melk. Nici vorbă, Bobiță, probabil a depus ouă, vor avea pui! Se entuziasmă Buburuză. Ouă, pui! Bobiță nu înțelegea. Sigur, le încălzește și deodată din ouă vor ieși puii, a spus fetița mămăruță. Nu peste mult timp, Lenche s-a ridicat și cum se învârtea prin cuib, Bobiță a zărit 3 ouă albe micuțe. 3! Vor fi 3 puișori! A fugit vesel la Buburuză. Într-o dimineață se auzi un ciripit agitat din fag. Ura! Au ieșit puiuții! A strigat Buburuză și de bucurie Buburuză și Bobiță s-au îmbrățișat. Putem să-i vedem? L-a întrebat agitată Buburuză pe Kelemen. Sigur, dar să aveți grijă, sunt încă micuți și fragili, a spus tăticul mândru. Kelemen i-a luat pe spate pe Bobiță și pe Buburuză și i-a așezat lângă cuib. Ce drăguți sunt! A spus fericită Buburuză. Băiatul Melk și fetița mămăruță au mângâiat cu grijă micuții canari. Micuții au crescut repede. În curând au început să exerseze zborul. Lenche i-a îndrumat cu grijă, iar ei se descurcau din ce în ce mai bine. Noi mergem după mâncare, să fiți cuminți, a spus Kelemen. Nu cumva să zburați singuri din cuib? Sunteți încă micuți, puteți zbura numai când suntem și noi aici, a adăugat Lenche. Dar canarul cel mic n-a ascultat. Auzi vorbă, eu știu să zbor bine, voi încerca singur. Imediat ce a spus asta, a și plecat. Nu pleca, nu pleca! Au ciripit ceilalți doi, dar n-au putut să-l oprească. Când părinții lor s-au întors, cei doi pui erau agitați pe marginea cuibului. A zburat, a zburat frățiorul nostru! Plângeau amândoi. Vai, dar e prea micuț! Oare ce s-a întâmplat cu el? A strigat speriată Lenche. Bobiță și Buburuză au auzit strigătul lui Lenche. Au pornit de îndată în căutarea puiului pierdut. L-au căutat peste tot. L-au căutat pe deal, la munte, pe malul lacului, în pădure, pe câmp. Dar nu l-au găsit nicăieri. A început să se însereze. Cum îl vom găsi pe Întuneric? A întrebat Lenche și a început să plângă. În clipa aceea a apărut o lumină stranie pe cer. Erau licuricii care au pornit în căutarea canarului. Vom lumina noi, sigur îl vom găsi, au spus toți deodată. Acolo e! E acolo un tufiș! A strigat repede Bobiță și toți au fugit înspre tufiș. Micuțul canar, epuizat, tremurând de frig, dormea în tufiș. Lenche l-a strâns între aripi și l-a îmbrățișat fericită. În sfârșit te-am găsit! Altădată s-a sculț de cei bătrâni, a spus Kelemen. Lenche și-a luat zborul, iar licuricii au dansat în jurul ei cu lămpașele lor. A fost atât de frumos ca un dans al zânelor pe cer. Familia canar s-a dus la culcare. Lenche și-a încălzit micuții acoperindu-i cu aripile ei. Noapte bună, micuților, a șoptit ea fericită. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lili, gâza trandafirului, Săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la Buburuză să vopsească ouăle de Paști.
Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lili. Ia să vedem, Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Vendel și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobo. Deci trebuie să vopsim 7 ouă, să ne apucăm de treabă. Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele, zise Fulgușor. Eu voi pregăti păgăcele, spuse Lili. Iar eu strudele, adăugă Buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe bogăcele. Buburuza a întins aluatul de ștrudel, adiere, a pregătit o ruladă de pișcot și săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme, mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă, dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la Buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, bogăcelele mele se coc la cuptor. Îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine. Plăcintele mele s-ar arde. Uite, 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit păianjenul. Păianjen drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreții s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit. Trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată. Suntem gata, zise săltăreața fericită. I-a mulțumit păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit. Pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți 7 au stropit-o pe săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții. La Buburuza am mâncat ștrudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o bucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Otita. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a intrat veselă în casa lui Bobiță. Merg la vale să adun pietricele, vii și tu? Dar Bobiță nu avea chef de nimic. Nu știu, Buburuză, mă simt atât de obosit. Mi-e fric și mă doare capul. Mă doare și urechea. Oh, ce roșii sunt obrajii, Bobiță, a spus Buburuză. Ai febră, fug repede după doctorul Bufniță. Micuța fetiță mămăruță nu s-a oprit până la scorbura doctorului Bufniță. Dragă doctore,
vino repede, Bobița se simte foarte rău, grăbește-te! Doctorul Bufniță și-a luat geanta medicală și-a pornit înspre bolnav. Bună, Bobiță, lasă-mă să te văd care e problema. În primul rând te examinez. Bobiță și-a dat jos cămașa de pijama și a oftat. Deschide gura mare să-ți văd gâtul. Nu vreau, a spus Bobiță scâncind. Trebuie să văd dacă ți-e gâtul roșu, i-a explicat doctorul Bufniță. Apoi s-a uitat în gâtul lui Bobiță. Acum să mă uit în urechea ta cu pâlnia asta mică. Acest lucru nu i-a plăcut deloc lui Bobiță. A început să plângă și și-a pus mâna pe ureche. Nu plânge, Bobiță, nu doare deloc, spuse Buburuză, ținându-l pe Bobiță de mână. Consultația într-adevăr nu a durut. Deci, Bobiță, a zis doctorul Bufniță, tu ai făcut otită. Ai răcit urât? În fiecare dimineață să iei din medicamentul ăsta o lingură mare, să bei mult ceai, iar pe ureche să-ți pui comprese cu mei cald. Au venit prietenii lui Bobiță. Baltazar i-a adus miere, Fulgușor i-a adus flori de mușețel, iar Vendel măceșe și au fiert ceai pentru bolnav. Buburuza a încălzit mei într-o tigaie, apoi l-a turnat într-o pungă mică. Ține punguțele astea pe urechi până se răcesc. Bobiță și-a pus o șapcă pe cap și n-a mai dat-o jos până ce meiul nu s-a răcit. A doua zi, Buburuza a văzut pe masa lui Bobiță niște pietricele minunate. Bobiță, pietricelele astea sunt minunate, de la cine le-ai primit? Chiar eu le-am adunat de pe marginea apei, spuse Bobiță mândru. Tu le-ai adunat? Întrebă Buburuză nervoasă. Asta n-a fost o idee bună, încă nu ești vindecat. Acum vei cădea din nou la pat. Din păcate, Buburuză avusese dreptate. Spre seară, temperatura lui Bobiță crescu. Prietenii l-au vizitat în fiecare zi, îi citeau povești și încercau să-l distreze. Pe măsură ce Bobiță se însănătoșea, Buburuză se simțea tot mai rău. Sigur, a luat și ea răceala. Acum Bobiță o îngrija pe Buburuză, îi fierbea ceaiul și îi umplea buzunarele șepcii cu mei cald. Doctorul Bufniță a venit și la Buburuză. Așa deci, se pare că am treabă cu încă un mic bolnav. Bine ai mai luat răceala asta de la Bobiță. Doctorul i-a spus și lui Buburuză ce are de făcut. Apoi l-a consultat din nou pe Bobiță. Tu nu mai ești bolnav, totuși, hai să te văd. Totul e în ordine, te-ai vindecat năzdrăvan mic ce ești. Au trecut câteva zile. Buburuză și-a luat medicamentele, a băut mult ceai, s-a odihnit îndelung și în scurt timp se simțea bine. Doctorul Bufniță a venit din nou la ea și a constatat cu mulțumire că și Buburuză s-a vindecat. Acum putem merge împreună în vale ca să adunăm pietricele, sărea fericit Bobiță. Ce bine să pornim la vale, au strigat cei trei pui ai doctorului Bufniță. Să vă îmbrăcați bine, seara asta e rece, a spus sever doctorul. Acest lucru nu mai trebuia să-i fie spus lui Bobiță și lui Buburuză. N-au uitat să-și ia fularele, șepcile și nici pantofii călduroși. Au alergat pe malul apei până seara târziu, iar gălețile le-au umplut cu pietre care mai de care mai frumoase. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Melcul de apă. Bobiță și Buburuză, Fulgușor și Baltazar se odihneau împreună pe câmp. Mi-ar plăcea să am și eu rude, o rudă melc pe undeva, a oftat Bobiță. Dar tu ai rude, Bobiță, și melcul de apă este un melc, a spus Fulgușor, fetița fluture. Da? A sărit vesel Bobiță. Și unde mă pot întâlni cu melcul de apă? Nicăieri, a spus Baltazar. Eu cred că nu există melci de apă. Ba da, există, se supără Fulgușor. Trăiește dincolo de pădurea de braz, pe fundul lacului rotund și are căsuța. Da de unde? Nici vorbă, zise Baltazar. Ar fi cel mai bine dacă ne-am duce cu toții la lacul rotund, a sugerat Buburuză. Vă conduc eu, a spus repede Șoma Ariciul.
Preseară vom ajunge acolo. Ura! A strigat Bobiță. Aduc recipienți cu aer ca să ne scufundăm în adâncul lacului. Iar acum, Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar au sărit între sura arici și au pornit spre lacul rotund. S-a făcut seară când au zărit lacul. Aveți grijă, trăsura! A strigat Baltazar, dar era prea târziu. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar au început să plângă. Nici o problemă, acum dormiți, iar mâine veți coborâ pe fundul lacului. Sigur veți găsi trăsura, le spuse Șoma. A doua zi, Bobiță s-a trezit de vreme. Priviți! Nufărul și-a deschis petalele și pe frunze stă cineva care ne face nouă semn. Cine ești tu? L-a întrebat amabil Bobiță. Salut! Sunt Melcul Ceaba. S-a prezentat Melcul. Și trăiesc în adâncul lacului. Vezi, Baltazar, există melci de apă. Am și eu rude. Melcul Ceaba nu înțelegea de ce se bucură atât de mult celălalt băiat Melc, dar Buburuză i-a explicat care e scopul vizitei lor. Și eu mă bucur de cunoștință, dragă rudă, a spus Melcul de apă. Melcule Ceaba, poți să ne ajuți să găsim trăsura care a căzut în apă? A întrebat Fulgușor. Da, sigur, veniți după mine, a spus Melcul de apă. Cei patru amici și-au pus tuburile cu aer, au îmbrăcat costume de baie și au coborât pe fundul lacului. Asta de aici este căsuța mea, a spus cu mândrie Melcul Ceaba. S-a auzit o voce ce șuiera înfiorător. De teamă, Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar s-au ascuns în spatele casei. Nu trebuie să vă temeți, el e prietenul meu, năpârcă. Dragă năpârcă, n-ai văzut cumva o trăsură de castan pe fundul lacului? Prindeți-vă de mine, vă duc pe toți acolo. Aici este... A strigat năpârca. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Fulgușor s-au bucurat foarte mult. Au reușit, a spus mulțumit ariciul când a văzut că micii lui prieteni apar la suprafața lacului. Să ne plimbăm cu barca, a propus Melcul Ceaba. Cu toții s-au așezat pe o frunză de nufăr, iar Melcul Ceaba a vâslit. A sosit vremea să pornim spre casă, a spus Buburuză când a început să se întunece. Nu, să mai rămânem, a rugat-o Bobiță. Venim altă dată, a spus Fulgușor. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Fulgușor și-au luat rămas bun de la Melcul Ceaba. Pe malul lacului îi aștepta Șoma ariciul. S-au urcat cu toții în trăsură și-au pornit spre casă. A doua zi, Bobiță și Buburuză au pictat un tablou frumos despre rudele lor îndepărtate. Pe tablou erau Buburuză cu Catalina și Bobiță cu Melcul Ceaba.